vrea să începem cu golul. Ca să, vorba aia, să intrăm, haide să-l vedem, să-l auzim și pe Emil Grădinescu comentându-l. Se joacă scurt. Șutează Tavi Popescu și scrie incredibilul Tavi Popescu. Incredibilul Tavi Popescu. Incredibilul Tavi Popescu. La ultima fază, FCSB câștigă 3 puncte grație inspirației divine acestui puș de 19 ani. Bun. Cum e? Cum rămâne echilibrat? Cum face meme ca acest tânăr să nu devină un alt... Nu știu, îmi vin la nume în minte vorba aia, de m-am săturat eu. Nu există niciun pericol. E un copil prea bun și n-are absolut nicio apăsare, pentru că unii ar avea o apăsare dacă se vorbește așa de mult despre tine, încep să o iei razna. Nu e... La el nu există nicio schimbare în comportamentul lui. Uh-huh. E respectat, că mulți spun, s-ar putea să fie ostracizat cumva de ceilalți jucători pentru că se vorbește doar de el. Nu, nu e cazul, pentru că are prea mult bun simț, se antrenează foarte bine, nu încearcă să-și ridiculizeze adversarii pe la jocurile care se dispută în timpul antrenamentului, este pur și simplu fotbalist. S-a născut fotbalist. Adică și acum tot citesc, care mai de care, a avut merit, n-a avut nimeni niciun merit, a avut merit părinții lui că l-au făcut și el, pentru că e un e fotbalist așa cum au fost și alții. Da, golul e senzațional, într-adevăr, și îți dai seama, dacă noi am avut, cred că am avut 21 de ocazii, conform statistici, mai mari sau mai mici, că până la urmă, dacă discutăm de meci, voluntarii au avut cele mai mari ocazii ale meciului, dar au fost două. Noi am avut vreo 12 situații, din care vreo 4 foarte mari. Dar ale lor au fost, într-adevăr, Rață, aia este... Aia lui Rață cu capul, la centrare impecabilă a lui Ricardinho. Și cea lui Filip, care, într-adevăr, acolo a fost o inspirație la fel de mare ca lui Octavian, a fost inspirația lui Fane Târnovanu, da, care, în loc să se culce, a avut inspirația să rămână pe picioare. Și nu numai că a scos șutul, a parat lovitura lui Filip, ci chiar a prins mingea. Mă rog, gândeam apropo de faza asta, în jobul ăsta de portar, dacă nu ai și noroc, da, adică da, nu știu, da, de ce, da, am senzația, da, că Vlad o lua pe asta. Bravo. Deci, bravo, nu știu de ce. Da, așa este, așa deci este. Cred că lui Vlad de intra în poartă. Așa nu știu, este. Nu dădea lumea vina pe el, așa, dar așa intra e, în poartă. Așa este. Târnovanu a avut așa noroc este. Și cu Șepși până așa la urmă. A avut noroc și în, da, meciul ăsta, da, doza, da, doza necesară. La prima ocazie, că la a doua a fost inspirația lui. Da, dar rămân la Popescu, pentru că... Vreau să-mi dau seama de următorul lucru. Avem, realmente, fotbal românesc are un talent. Senzația este. Are însă și altceva. Pentru că vreau să vorbim despre lacrimile lui de la sfârșitul meciului cu FC Argeș. Nu mai vezi des fotbaliști plângând. E, poate că dacă nu plângea la meciul cu FC Argeș, poate se ducea în bară mingea asta. E normal, uitați-vă și la meciul cu CFR Cluj, că la meciul cu CFR Cluj, când am luat golul 2, el s-a aruncat pe jos și plângea, pentru că suferă, chiar suferă, și nu am mai discutat, nu suferă pentru el, suferă pentru echipă. Ar trebui ceea să fie un exemplu pentru alții mai în vârstă de la exact, voi? Exact, exact. Acum, totuși, meciul ăsta, să știți că s-a disputat de niște condiții speciale pentru noi. Pentru că noi am avut câțiva jucători care au făcut un singur antrenament cu echipa. Au venit după gripă și au venit după o gripă oribilă, cu simptome extraordinare. Tănase, nu putea să vorbească. Tănase tușea non-stop și a ținut să joace și a rămas până la sfârșit. Olaru a făcut un antrenament cu echipa. Șut, a făcut un antrenament cu echipa. Și tot, adică, sigur, au fost meciuri în care păreau unii că nu se implică total, dar la meciul ăsta chiar a fost ceva special. De aia n-aveam absolut niciun fel de problem dacă nu câștigam meciul, pentru că știam că îl disputăm în condiții speciale. Nu doar, eu spun un lucru, uitându-te la meci, mie mi s-a părut un meci în care ambele echipe mi-au dat tot. Nu știu dacă, da, tu ca suporter aveai ce să reproșezi vreuna dintre formații, indiferent că țineai abana, da, nu sunt, da, mulți aia care țin cu voluntari, da, sau care țin cu voi.
Nu știu dacă aveai ce să le spui. Nu. Ok, s-a ratat, dar efortul nu cred că a lipsit. Nici dintr-o parte, nici din alta. Nu, uite, a venit Mahmut după luni de zile de absență, a intrat și a intrat foarte bine. Am fost foarte mulțumiți. Chiar n-a pierdut o minge, s-a luptat cu ei, a avut ocazii. Tavi Popescu, la început de sezonul trecut, de exemplu, cu greul convingeai să tragă spre poartă. Ții minte că au și fost discuții că el a recunoscut, domnule, mi se tot zice să trag. Numai l-am bătut la cap, cât l-am bătut de la cap să dea la poartă, da. El și-a îmbunătățit tehnica asta treptat, face ceva suplimentar pentru a îmbunătăți sau este o chestie naturală? Nu, e o chestie naturală, e o chestie de instinct care vine doar marilor fotbaliști. Am avut mari fotbaliști care nu trăgeau la poartă. Mari fotbaliști. Da. Și sunt foarte multe exemple. Dar problema șutului de la distanță e o problemă strigentă a fotbalului mondial. Sunt foarte puțini jucători care aleg să șuteze de la distanță. Uite, eu știu, am stat lângă Gică Hagi când el nu era pe bancă. Stătea, jucau la Chiaj, la meciuri disputate acasă și stătea în tribuna aia acoperită la Chiaj și l-auzeam în continuu striga la jucătorii lui să dea la poartă de la distanță. Deci, pentru că el a făcut-o și a făcut-o... L-a ajutat talentul. A făcut-o bine. Nu a fost simpatizat de portari împotriva cărora a jucat, dar a făcut-o. Și uite, Octavian, în 2022 marchează 3 goluri din afara careului. Da. Și va marca în continuare. Și într-un fel neașteptat, adică a venit parcă de niciunde. Și mai gândiți-vă la altceva. Octavian a jucat meciul ăsta și prima repriză a fost senzațional. Deci a tras echipa după el. Într-o poziție de meciul ăsta a jucat atacant lateral stânga. La Pitești a jucat în altă poziție, iar a făcut-o foarte bine, chiar dacă am pierdut, în poziție centrală. Cu CFR Cluj la fel a jucat senzațional repriza a doua în poziție centrală. El, am spus-o și o repet acum ca lumea să mă ia în serios, face diferența în orice zona terenului acționează, pentru că este fotbalist mare acum. Ce lipsește? Ce trebuie? Unde trebuie să lucreze? Spune-mi tu că îl vezi, îl știi. Nu. Lumea se uită. Lumea se uită din exterior, zice trebuie fizic să crească. Ce să crească fizic? Forță. Are un oameni buni. Forța are. Forță nu e, când discutăm de forță, nu discutăm de un jucător Gattuso care își folosea forța în duelurile individuale, că altfel n-avea nicio șansă. Discutăm de un jucător care are forță, are explozie. El nu poate să se ducă să se bată cu adversarii, că nu e jucător defensiv, nu e mijlocaș închizător, nu e fundaș central. Oameni care nu știu fotbal vorbesc prostiile astea care pe mine mă scot din sărite, pentru că vin din partea unor oameni care au luat bani din fotbal și habar n-au despre ce-i vorba. Dacă Octavian Popescu, așa, minutul 94. Bravo, așa este. Nu poți să ai forța de diferite feluri. Ce vrei să faci? Să-l fi luat pe Octavian Popescu care era subțire, să băgăm forță? Păi Octavian Popescu a crescut 3 cm. Îi blocam creșterea. La ora actuală, Octavian Popescu are 1,82 m, ceea ce este extrem de important. Mbappé, fac pariu că oricine spune că Mbappé e mai înalt decât Octavian Popescu, dacă e să o ia așa. Are 1,78 m. Are 1,78 m, nu e. Are postură, într-adevăr. El, Octavian, își va corecta postura, pentru că o să lucrăm suplimentar la asta. Postură însemnând să fie puțin cu pieptul mai în față. Sunt niște chestii care se lucrează, dar fotbal nu se poate lucra cu el. Lucrează el cu noi. E fotbalist. Crezi că, sincer, crezi că e un lucru bun că Gigi Becali spune că nu are cum Edi Iordănescu să-l ia la național, pentru că am văzut, acum nu știu, că asta Sporturilor publică un material cum la Federație Edi Iordănescu ar fi fost extrem de supărat pe ideea asta și că... e material zvonistic, nu scrie nicăieri, l-am auzit eu pe Edi spunând asta. Eu vă spun un singur lucru. Spunem pentru cine nu știe, Gigi Becali a zis astăzi, dom'le, nu are cum să nu-l ia, doar orb să fii, nu ai cum să nu-l iei, îți dai foc la bagaj, trebuie să-l iei la națională pe Popescu. Dacă am lucrat cu Edi 3 luni, nu mai știu cât, îl cunosc de foarte mulți ani.
Dacă Edi e convins că Octavian Popescu este jucătorul pentru el, în concepția lui tactică la echipa națională, care îl poate ajuta, îl ia, indiferent ce declarații face Gigi. Că nu-l văd pe Edi sabotându-se singur. Că asta ar însemna să te autosabotezi în momentul în care, din cauza unei declarații, nu iei un jucător. Uh-huh. Dar nu cred că se pune problema așa, pentru că la problemele pe care le are Edi acum în alcătuirea echipei naționale, nu cred că și-ar permite să lasă un jucător de nivelul lui, pe care l-a arată Octavian acum, în afara lui. Jucător de la voi? Da, nu mă feresc să fac, că poate sunt subiectiv, dar dacă mie mi-arată cineva în ultimii ani, nu acum în campionatul nostru, în ultimii ani, un fotbalist român cu calitățile lui Octavian, ridic, nu mai scot un cuvânt. În ultimii ani, vorbind din ultimii 10 ani. Coman părea la 16, 17, părea. 18 ani, la viitorul, în momentul în care au luat titlul, părea un jucător cam din aceeași categorie. Părea. Deci nu era, spui tu. A marcat Coman 3 goluri în 2 luni din șuturi de la distanță? Nu știu, ții minte unul cu Dinamo? Nu știu cifrele lui Coman din ultimul an de la viitorul. Dar ne uităm. Ne uităm. Dar nu știu, deci hai să discutăm de Coman la 18 ani, la 19 ani. N-are legătură. N-are legătură. N-are legătură. Ok. Niciodată n-are legătură. Păi, ce discutam de Coman atunci când era la viitorul de echipa națională? Deci 2016-2017 câți ani avea? Coman avea 19. Exact. Așa. 28 de de meciuri, 6 goluri la Faru în sezon. La viitorul. La viitorul. Era sub Octavian Popescu. Ovidiu, nu erau cifre, te întreb pe tine. Nu erau cifre rele nici pentru Coman. Erau cifre rele, dar Octavian cu un an mai mic a marcat 6 goluri în campionatul nostru. Ovidiu, ești unul dintre oamenii care de regulă când ești aici în studio dai cu barda. Nu ai nicio milă de fotbaliști și vreau să întreb de jucători, de fotbaliști, de fotbaliști am milă, vreau să întreb de el, vorbim foarte serios, pentru că tu de obicei știi că noi tot avem dialoguri. Eu încerc să protejez jucătorul român, tu nu neapărat că încerc să protejez, caut să nu le dau un cap întotdeauna. Tu n-ai probleme în a spune părerea. Octavian Popescu, din punctul de vedere, e umflat sau este... Nici eu nu le dau, scuze-mă că te întreb, nici eu nu le dau un cap decât celor care merită, pentru că inclusiv lui Gheorghe Hagi. Pentru că cu anumiți jucători nu trebuie să avem răbdare până la 30 de ani să înceapă să joace fotbal sau nu. Deci când la 24 de ani mai aud aia, hai să avem răbdare, mie mi se pare exagerat. Ok, să nu mergem spre băieții din Bundesliga. Popescu e fotbalist. Mie mi-a plăcut de anul trecut. Mi s-a părut mult, mult peste media campionatului. Deci, Popescu e fotbalist, nu e jucător. Și acum o întrebare care... Și mai o chestie legată de, în comparație pe care o facem cu Coman. Coman jucase la juniori numărul 9. Ok, aia nu prea are importanță. Majoritatea fotbaliștilor mai bun decât colegii de generație la junior joacă două poziții. Atacant, ca să dea goluri, sau numărul 10, după aia încep să-și găsească alte poziții în teren. Coman este doar atacant lateral stânga. Și am terminat discuția. Mm-hmm. Atât. Octavian poate joace orice. Și acum o întrebare care, cum să spun, sunt convins că e pe buzele multor oameni, care nu este poate pe placul vostru. Trebuie să plece? Ca el să-și cum să spun, să ajungă ceea ce vrem noi, că cred că toată lumea vrea să ajungă departe. În primul rând, nu va pleca. Deci asta e lucru cert. Nu cred că el, la momentul ăsta, chiar dacă ar primi niște oferte și n-ar fi lăsat să plece, ar avea o problemă. Nu. Chiar n-ar avea nicio problemă. Dar ești cu sufletul împărțit când te gândești la situația asta? Sufletul împărțit. Cu sufletul împărțit în ideea în care evident că trebuie să-ți aperi clubul și îți dorești binele clubului și atunci vrei să-l ții? Eu visez la o echipă în care să joace Octavian Popescu, Iani Stoica, Perianu, Musi, Matei Tănasă. Asta este... Și ce vine din spate? Pantea, Ciuciulete, asta este... Uite, Târnovan are născut 2000, e under. Ducanii 2001, e împrumutat. Asta e ce visez eu. Adică jucători
care să fie născuți după 2002 și care să facă o echipă, știu eu, cu 2-3 implanturi jucători, poate mai cam un fel de Ajax. Că și Ajax, când a crescut enorm în ultima vreme, a crescut pentru că a avut un l-au întors pe Deli Blind, l-au adus pe Tadic și în jurul lor au construit Schöne era acolo, da. Da. În jurul lor au construit o echipă cu jucători foarte tineri. Au plecat, au venit alții, au plecat, au venit alții. Cam asta aș vrea și eu la noi. Acum, dar nu-i păcat de anumiți jucători să stea atât? Păi, Ovidiu, o fi păcat, dar problema e că anumiți jucători, dacă ne gândim ce alternativă au avut la un moment dat, Octavian Popescu a fost trimis la Turis, Turnul Măgurele. Poftim. Ce se întâmplă dacă... Adică are niște datorii față de cei care l-au văzut după două antrenamente și l-au adus la prima echipă și a ajuns fotbalistul, poate cel mai influent la ora actuală la noi. Are contract ok? Din punct de vedere financiar. Are, pentru că are o problemă, știi bine asta. Are un contract mult mai mic decât alți jucători, dar are 19 ani. Cu certitudine Gigi va mări contractul. Beneficiază de alte avantaje, cum a fost, uite, mașina, de exemplu, o mașină o folosește, o mașină pe care el și-a ales-o și care nu a fost oprită din contract, dar nu asta, nu bani trebuie să facă el acum. E o problemă, bani va avea timp să facă. E o problemă totuși pentru voi că în momentul de față un puș de 19 ani ia echipa, ține echipa în spate și o duce, că asta este impresia. Mai ales de în 2022. Păi că în 2021-2020 era Tănase care era responsabil cu căratul echipei, Man și așa mai departe. Da, nu-l uitați pe Olaru, care chiar dacă n-are cifrele lor, e un jucător... Mie Olaru mi se pare al doilea după Popescu în momentul de față de la voi. Da, e un jucător extrem de important, extrem de important pentru noi. E o problemă. Acum se pune problema, suntem noi atât de slab sau el e atât de bun? Ideea e că... Poate la mijloc. E posibil și asta. Haideți să vedem echipa asta când sunt toți jucătorii importanți pe teren și toți jucătorii pregătiți. Hai să vedem ce spunea Tavi Popescu la sfârșit, să-l ascultăm. Suntem foarte fericiți că am reușit să câștigăm, că n-am mai scris de două meciuri sau două sau trei meciuri și e foarte bună victoria la moral. Cât de importantă este această victorie după ultimele rezultate? Foarte important, mai ales ne crește moralul acum, mai ales că începe play-off-ul. Și e bine că am reușit să câștigăm. Bun, hai spune despre golul tău. Încă o execuție, deja putem spune marca Tavei Popescu. 7 din golurile tale scrise din afara careului. Sunt foarte fericit că am reușit să marchez, mai ales pentru că am câștigat la ultima fază a meciului și cu terenul foarte greu și... E foarte important. Dar te gândeai în timpul meciului sau vă gândeați că poate o astfel de execuție să deblocheze meciul, că doar așa, văzând cum se apără voluntari? Sincer, nu mai speram. Nu mai. Eu mai ales, nu știu, colegii. Ai prins curaj mai mult acum? Am prins, am început foarte bine anul și e bine că marchez. Ce foarte frumos. Ce înseamnă pentru tine faptul că tot timpul patronul vorbește frumos despre tine și chiar a spus că ești motivul pentru care mai continuă în fotbal? Sunt foarte fericit. E o ambiție în plus, dar trebuie să trag mai tare. Trebuie să trag echipa după mine. Și să bați loviturile libere. Am bătut în tribună. Bun. Lucrează cineva cu el și la declarații? Adică, da? Da. Mi se pare un factor important. Și să înveți o limbă străină, adică sunt niște pași pe care cred că trebuie să-i facă în paralel sunt cu fotbalul. Copii care se pierd în fața microfonului. Sunt oameni mari, am avut prim-ministru care se pierdea în fața microfonului, să fiu iertat. Uite-te la fost jucători care apar prin anumite studiuri. Știu. Dar e important și asta, bineînțeles. Doar că e cel mai important de ce faci în teren. Juma a jucat ieri într-o cu totul altă poziție față de cum a început. Cum ți s-a părut în poziția asta? Ți s-a părut în largul lui? A avut câteva... Deci, el fizic nu stă bine. Asta e clar. Și probabil super că... Prieten, nu, spun ce față de ăștia ai noștri, nu stă bine fizic. Asta e bun. Nu are nicio legătură cu acolo. Juca ceva, aici la noi se cere altceva. Nu are nicio legătură cu ce a făcut la Botoșani.
Nici nu știu ce preparator are Botoșani, nu știu ce preparator avem noi. Și la noi se cere altceva. Și uite că faptul că noi câștigăm multe meciuri în prelungiri spune multe despre cum stăm noi fizic. Deci n-ai și bine la măsurători la... Da, nu stă bine fizic. De-aia și, fost înlocuit, că nu stă bine fizic. Dar este un jucător cu niște calități tehnice extraordinare, cu viziune, cu și când va fi bine fizic, eu cred că în 3 săptămâni va fi foarte bine fizic, după ce se va întrerupe pentru echipa națională, o să discutăm de un alt Juma. Și pe ce poziție o să-l vedem? Că e... Pentru mine Juma este ideal în 4-2-3-1, unul din cei doi mijlocași centrali. Uh-huh. Are nevoie de un mijlocaș central care să-i asigure plecările. Singur nu mi s-a părut că se... Șesar nu mi s-a părut că poate să joace. A făcut niște greșeli foarte mari. La Botoșan a jucat, dar a jucat într-un alt sistem, se cere altceva. Era Papa echipă. Care de multe ori rămânea mai în spatele lui. Știi, acolo îl văd eu. Problema e că în 4-2-3-1 să zici că Tănase poate să fie atacant, deci că Octavian poate să fie în spatele lui. Coman, să presupunem că va fi Coman ăla pe care îl știm, va juca doar în partea stângă, unde joacă Olar. Adică sunt probleme pe care le întâmpinăm în foarte multe situații. Ăsta e golul lui, chiar, da. chiar în Argeș-Botoșan, da? Meciul tur. Poate, da. Da. Bine, nu e cel mai relevant. Nu, și oricum nu, cât mare, și la noi a marcat, în al doilea meci a marcat. Da. E un jucător extrem de interesant, care vede, are niște realizări individuale cum n-am văzut la alt jucător. Și a doua problemă, Tănase nu s-a dus să salute galeria și s-a supărat galeria pe el? Tănase s-a dus, s-a întors, am vorbit ieri cu Gheorghe Mustață, sper să reușesc să mediez problema asta. Probabil că vom merge sau vor veni ei la noi, că trebuie să o rezolvăm. Cred că a fost mai degrabă o neînțelegere. Băieții s-au dus, înțeleg că cei de la galerie, prin vocea lui Mustață, le reproșau. Tănase a plecat, Wide a plecat. Ce le reproșau? Faptul că nu s-au dus să-i salute la Pitești, eu chiar n-am știut de treaba asta. Nu. E logic să mergi, din moment ce oamenii vin în țară după tine, e logic să mergi și la un moment dat chiar să accepti și critici. Dacă sunt într-un registru civilizat, acceptabil, că dacă sunt ce s-a întâmplat pe la Dinamo, nu poți să accepti așa ceva niciodată. Ok. Adică tu spui, da, mergem, venim, discutăm, da, așteptăm chiar să fim trași de urechi, dar în limite. Da, mă refer la... și înțeleg că asta s-a întâmplat, că n-a fost o discuție... au explicat cei din peluza nord de ce n-au susținut echipa ieri. Pentru că ei tot meci au tăcut. Okay, au fost la meci, dar au tăcut. Da. Și trebuie încă una și după aia vedem față de totuși Târnovanu. Târnovanu apără, nu ia gol, nici la Șep și nici aici. Are intervenții bune, devine portarul numărul 1. La momentul ăsta clar. A devenit deja portarul numărul 1, indiscutabil. Vreau aici totuși să subliniez un aspect. Luați meciul Iașiului, că voi știți, spre deosebire de alții care fac emisiuni și care n-au nicio idee, luați meciul Iașiului cu Astra, când Budescu juca la Astra și golurile pe care le-a marcat Budescu lui Târnovan, unul din corne și nu știu ce. Cam ăsta era stadionul care a venit Târnovan la noi. Târnovanul a venit la noi și cu un alt fizic, era puțin mai pufos. Meritul, în primul rând, este al antrenorului de portari, Marius Popa, care l-a transformat. El nu putea să facă un plonjon când a venit. Mie nu venea să cred. Îl știam de pe la Lot, de pe la 2000, că mai mergeam să văd echipa națională, pe la Măgoșoaia. E adevărat că și el a muncit foarte mult și a crescut de la antrenament la antrenament, până când, uite, a ajuns să prindă poarta și la cum arată, dacă va avea constanța asta, nu trebuie să o comită. Asta e clar. Pentru că poate nu o să mai aibă ocazia să salveze echipa cum a făcut-o acum. Rețineți că era după minutul 80, avea minutul 84, 85, ceva de genul. Adică era clar că noi pierdeam meciul. În vestiar, când am intrat, asta mi-am spus. Octavian Popescu și Târnovan, astea 3 puncte, le faceți în 2. Un punct jumate și un punct jumate. Pentru că
meritul lui Târnovanu este în egală măsură cu, cu cel al lui Octavian. Hai să vedem fazele de arbitraj, cele două momente. Pentru mine e un deja vu. Ok. Două penaltiuri clare, refuzate de Cojocaru. Mai mult îi dă și galbenul Tănase. Pentru o fază în care Arma își duce piciorul clar să-l împiedice pe Tănase să pătrundă. Duce piciorul clar spre Tănase. Piciorul stâng îl duce piciorul stâng al lui Tănase. Deci ceva mai clar nu există, Cojocaru e acolo, refuză să ne dea penalti. Vicere, dacă nu câștigam, era vicere clară de tot, pentru că Tănase dă gol din penalti. Da. Se duce cu... Dacă era jucător al vostru, crezi că primea penalti? Eu știu dacă ce era să zic. Olaru, să zicem. Crezi că îi dădea penalti? Nu, că Olaru, sau au în minte Olaru, jucătorii Olaru deja? A fost la meciul cu Iașu anul trecut și Barbu nu i-a dat penalti, deși s-a auzit până în tribună cum a pocnit. Nu, dar mă gândeam, da. Vasara s-a vorbit de Ivan și de Tănase. Da, pentru mine e o chestie clară. Barbu greșește în favoarea noastră și este reținut de la delegări 6 etape sau cât a fost reținut. Chivulete greșește împotriva noastră, flagrant, nu este reținut. Să vedem cât va sta Chivulete acum, pentru că tu îmi dai exemplu că Tănase, e posibil să ai dreptate și că să se fi creat o psihoză în rândul arbitrilor. Dar ce explicație mai are Cojocarul la Mamut? Asta întreb. Hai că să vedem cea fața, doua fază. Îi sparge fața la Mamut. Aș vrea să te contrazic la Chivulete. Chivulete greșește împotriva tuturor. Nu, nu. Ba, da. Nu. În favoarea noastră nu a greșit niciodată. Și o să, dar va trebui neapărat, dacă o să mă lăsați, să vin cu un montaj, cu penaltiul refuzat. Uitați-vă ce-i face. Ia spar fața. Dacă ăsta nu-i penalti, ia spar fața. Da. Și Cojocarul, care a fost fotbalist, nu vede asta. Dar în niciun caz nu este obturată. Sunt de acord că e penalti. Adică mie și, mi se pare penalti clar. Asta și știi bine că de fiecare dată ți-am zis că nu am. Și asta e și cartonaș galben în orice zonă a terenului. Da. Dar aici nu știu cât vede. El e foarte prost plasat. Uite-te, se vede pe reluarea de pe diagonala din spatele porții. Bun, să vadă asistent. De acord. Uitați-vă, o să se vadă pe ultima reluare. Da? Pentru că el are aici, uite-l. Asta este fază de uite. Da. Uite-te unde e Cojocaru. Nu știu dacă poate să vadă. Că nu mă interesează. Eu te cred pe tine. Acolo, eu te cred pe tine. La 1000 de euro pe meci barem, trebuie să vezi. Trebuie să vadă. Cojocaru e atlet. A fost fotbalist. E foarte prost plasat la faza asta. Nu poate să alerge. E foarte prost plasat la faza asta. Deci, asta era faza de VAR. Aici da? Intervenea VAR și schimba decizia. Absolut. Și poate dădea și galben lui Armaș și era și roșu la Armaș. Hai să mergem înspre Botoșani Argeș. Ce feeling ai? Pentru că pentru mine e meciul anului. Mă pun în pantofii unui spectator, unui iubitor de fotbal neutru. E meciul anului, pentru că aici se joacă o echipă soarta pe undeva. Da? Că una e să stai lejer. Orice echipă care joacă în play-out poate să retrogradeze. Poate să ajungă în baraj. Orice echipă. Sunt da, orice echipă. Da, poate să ajungă în baraj.